Deși pare un paradox, echipa lui Grigoraș a venit de la munte să se antreneze în zăpadă. Se știe deja că cea mai grea perioadă pentru un fotbalist este cantonamentul centralizat de iarnă, iar dușmanul numărul 1 este zăpada. Deși au revenit din primul stagiu de pregătire unde nu au avut parte de nici măcar un fulg de nea, la revenirea acasă pandurii au avut parte de o surpriză neașteptată. Municipalul era acoperit în întregime cu zăpadă. Chiar și așa, jucătorii trebuie să se antreneze pentru a-i arăta tehnicianului Grigoraș că merită să meargă și în Antalya la al doilea stagiu de pregătire. Păi nu las pe nimeni. Nu <gătări> las pe nevastă <gătări> că nu pot să iau cu mine și în rest nu las pe nimeni. Iau pe toți care am avut și la Brașov. Pandurii luptă serios cu nămeții de pe municipal până la decolarea în Turcia. Cel mai plăcut moment al antrenamentului este miuța de după alergări. Astfel jucătorii încearcă să îi arate lui Grigoraș și calitățile tehnice pe care nu și le pot pune în evidență atunci când aleargă. În cantonamentul din Antalya, Grigoraș a pregătit câteva meciuri amicale pentru jucătorii săi. Normal să eu știu să reedităm jocurile destul de bune din sfârșitul turului. Că trebuie să ne revenim, să lucrăm mai mult specific. Avem șase jocuri de verificare cu Puternice. Pandurii au plecat astăzi la București, de unde vor decola spre Antalia.